cei care nu știți și n-aveți cum să știți, am cântat în corul mix de la vârsta de 14 ani. Aș fi cântat mai repede, dar nu m-au primit. Când m-au primit, le-am spus că vreau să cânt la bas și m-au trimis la tenor. Am și dirijat cor. Nu că o să aveți șansa să mă vedeți vreodată făcând lucrul ăsta. Însă am iubit lucrarea corului mixt de când mă știu. Zilele trecute, la unul din serviciile divine, stând lângă unul dintre păstorii noștri, mai tineri, și noi gândim că generația tânără nu prețuiește așa de mult aceste activități, pentru că au cântat formațiile foarte frumos, corul mix, cor de fete, cor de tineri, fanfară, s-a îndreptat spre mine și mi-a spus: bisericile care desfințează formațiile, habar n-au ce fac. Habar n-au ce fac. Și din nefericire trăim într-o vreme aceste ignoranțe totale cu privire la ceea ce dă valoare estetică, frumusețe închinării noastre. Creind un stil de muzică și un gen de muzică croit special pentru cei care nu știu muzică și n-au nici voce. Și eu nu zic să nu cânte și ei, dar în casa lui Dumnezeu muzica frumoasă trebuie să fie la loc de cinste și de căpătăi. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre oamenii special chemați de Dumnezeu în slujirea cântării, la cor, la templu, în casa lui Dumnezeu. Și există trei bărbați, între care unul devine văzătorul împăratului. Este vorba de Asaf, Heman și Iedutun. Îi găsiți în Cartea Cronicilor. Cartea Cronicilor se vorbește despre ei. Despre Asaf probabil ați auzit mai mult, despre Heman mai puțin și despre Iedutun nu știu dacă. Iedutun devine văzătorul împăratului. Acești trei oameni sunt împuterniciți cu slujirea la templu. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri despre ei pe care le spune cuvântul lui Dumnezeu aici și din asta să desprindem câteva principii ale slujirii în cântare în departamentul muzical. Acești oameni au fost aleși, numiți și puși deoparte. Aleși, numiți și puși deoparte. 1 Cronici 16 cu 41. Cu ei erau Heman și Iedutun și ceilalți care fuseseră aleși și numiți pe nume ca să laude pe Domnul. 1 Cronici 25 cu 1. David și căpetenile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiți de harpă. Vă rog să observați, cântările lor au devenit prorocii. Și cred din toată inima, cântările corului mixt, de-a lungul a 30 de ani, pentru mulți au fost un cuvânt de prorocie, o lumină, o inspirație, o schimbare de atitudine. Dumnezeu ne-a vorbit prin aceste cântări. Multe din ele sunt inspirate prin Duhul Sfânt și fac parte din repertoriul nostru penticostal de o viață. Când am auzit mai devreme vreo două dintre cântările care s-au cântat, inclusiv
am găsit la tine adăpost, mi-am adus aminte, am avut harul să ascult înregistrarea pe bandă de magnetofon. Tinerii habar n-au ce înseamnă asta. A programului special din anul 1972, la semicentenarul cultului penticostal din România. Corul reunit din București a cântat atunci Am găsit la Domnul adăpost. Aleși, numiți și puși deoparte, David și căpetenile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe oamenii aceștia. Și iată numărul, și nu ne uităm la număr, dar ascultați ce spune sfârșitul versetului 1 din 1 Cronici 25. Numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. Dragii mei, este foarte bine să avem talent. Este foarte bine să fim pregătiți. Și este foarte frumos să slujim. Dar este foarte important să așteptăm timpul lui Dumnezeu ca să fim aleși, numiți pe nume și puși deoparte pentru o anumită slujbă. Vreau să vă spun cu mare regret că în toate comunitățile noastre, atât în slujirea amvonală, pastorală, muzicală, din toate punctele de vedere, s-au pierdut multe valori datorită faptului că n-au avut răbdare să vină vremea când să fie aleși, numiți și puși deoparte pentru o lucrare specială. Timpul este al Domnului. Alegerea este a Domnului, dar o face prin oameni. Și noi trebuie să stăm la dispoziția Domnului, smeriți, răbdători și ascultători. 2. Nu numai că erau aleși, numiți și puși deoparte, dar lucrau sub poruncile împăratului. 1 Cronici 25 cu 6. Toți aceștia erau sub cârmuirea părinților lor pentru cântarea în casa Domnului. Și acum atenție! Oamenii aceștia care sunt puși în slujbă devin părinți în slujire pentru cei pe care îi ridică, pe care îi formează și pe care îi folosesc. Nici în lucrarea muzicii nimeni nu este de capul lui în casa lui Dumnezeu. Există poziții de autoritate în casa lui Dumnezeu care distribuie responsabilități și toți acești asafiți, hermaniți și edutuniți lucrau sub cârmuirea liderilor lor, a părinților lor. Dar mai mult decât atât, spune că aveau chimvale, alăute și harfe pentru slujba casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Heman lucrau sub poruncile împăratului. Pentru că deasupra tuturor părinților spirituali, mentorilor și liderilor, există împăratul împăraților care a dat poruncile acestor slujiri și toți cei care slujesc, slujesc sub poruncile împăratului. Când vă uitați la ei, nu vă uitați să spuneți, ăsta conduce cântările sau ăsta a venit să predice. Tot ce se petrece pe platforma aceasta și în biserica aceasta este sub poruncile împăratului care este Domnul. De aceea trebuie să-i iubim, să-i respectăm și să-i ajutăm. Pentru că atunci când, în loc să-i iubim, să-i respectăm și să-i ajutăm, le băgăm bețe în roate, îi vorbim de rău sau mai rău, nu intrăm în răzvrătire față de un om, ci față de împăratul care a dat poruncile acestor slujiri și slujbe. Bun. A
aleși, numiți și puși deoparte, lucrau sub poruncile împăratului, trei deprinși și meșteri. Deprinși și meșteri. V-am spus mai devreme că n-o să aveți harul să mă vedeți pe mine dirijând corul. Și am să vă spun de ce. Pentru că nu mă pot lua la întrecere cu ăștia. Știu să cânt și la pian și nu cânt. Știu să cânt și la chitară și nu cânt. Mai cânt rar de tot solo, că mă cheamă, cum l-a chemat pe fratele Vasile aici. Da, mai mult umplutură. Nu fac lucrurile astea pentru că le-am făcut când nu erau alții și acum a venit vremea că sunt alții deprinși și meșteri. Și eu nu sunt nici deprins, nici meșter. Cel puțin comparat cu alții. Nu vorbim aici de carieră și profesie neapărat, dar trebuie să existe un profesionalism în aceste slujiri în casa lui Dumnezeu. Pentru că eu pot să cânt, scumpă soră, atunci când spăl vasele, rufele, fac mâncare, frate, când bat cuiele, când scriu ce am descris la servici, pot să cânt, în mașină putem cânta, dar în casa lui Dumnezeu nu pot să enervez o adunare de sute de oameni, începând într-o gamă, sfârșind în alta și amândouă fiind fals bemol major. În casa lui Dumnezeu trebuie să fie excelență și fiecare trebuie să-și cunoască chemarea și locul și slujbele trebuiesc făcute în măsura competenței. Biblia spune în măsura credinței, dar credință înseamnă dedicare și competență. Ascultați, vă rog foarte frumos, spun lucrul ăsta cu toată dragostea. Școala și educația nu trebuie să devină un motiv de aroganță pentru nimeni. Dar școala și învățătura și specializarea sunt foarte bune, binevenite și de dorit în casa lui Dumnezeu. În timpul pandemiei i-am mulțumit lui Dumnezeu că avem pocăiți avocați care au mers cu noi până la Curtea Supremă fără să ne dea biluri. Este foarte important să prețuim educarea și formarea profesională a cuiva și să o exploatăm pentru binele lucrării lui Dumnezeu în biserică. Ascultați, oamenii ăștia n-au ajuns acolo pentru că îi chema Asaf, Heman și Iedutun. N-au ajuns acolo pentru că erau prieteni cu împăratul. N-au ajuns acolo pentru că au avut familii mari. N-au ajuns acolo pentru că au dat din coate și au avut săbii la brâu. Au ajuns acolo pentru că erau meșteri și deprinși la cântarea Domnului. Slăvit să fie Domnul pentru toți cei meșteri și deprinși din casa lui Dumnezeu. 4. Erau îmbrăcați cu inși subțire, în uniforme, 2 Cronici 5:12 și toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Iedutun, fiii și frații lor, îmbrăcați în in subțire. Știți ce este in subțire? Faptele neprihănite ale sfinților. Știți în cartea Apocalipsei. Dragii mei, valoarea, profesionalismul nu ține loc de sfințenie. Am spus că este importantă pregătirea profesională și educația. Dar dacă nu este sfințenie, nimic nu este. Pentru că, spune Biblia, cântarea de laudă și-a de bine oamenilor neprihăniți, oamenilor compromiși, lipsiți de integritate, nu leșa de bine cântarea de laudă, oricât de
bine ar ști să cânte. Îmbrăcați cu insubțire. 5. Stăteau la răsăritul altarului. 2 Cronici 6:12. Stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, alăute și harfe și aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Stăteau la răsăritul altarului. Locul cântăreților și slujitorilor în casa Domnului este la altar și în jurul altarului. Aici e locul lor. Ce te faci dacă atunci când vin vremurile mai grele, când corăbile se înneacă, când lucrurile nu-ți merg bine din punct de vedere personal, dai cu toate de pământ și spui, m-am săturat să stau lângă altar. Locul slujitorului consacrat este lângă altar și niciodată nu-și părăsește locul de veghe și de slujbă. 6. Aducător de slavă. Ăsta era scopul lor, să-i aducă slavă lui Dumnezeu. 1 Cronici 16:41. Cu ei erau Heman și Iedutun și ceilalți care fusese la aleși și numiți pe nume ca să laude pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac. 1 Cronici 25:1. David și căpetenile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman și Iedutun, care proroceau întovrășiți de harfă, de alăută și de chimvale, aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. 1 Cronici 16:42, cu ei erau Heman și Iedutun, care aveau trâmbițe și țimbale pentru cei ce sunau din ele și instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu. 1 Cronici 25:3, din Iedutun, fiii lui Iedutun, Ghetalia, Țerii, Isaia, Hașabia, Matitia și Șimei, 6, sub cărmuirea tatălui lor Iedutun, care prorocea cu harfa ca să laude și să mărească pe Domnul. 2 Cronici 5:13. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci, în clipa aceea, în clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu un nor, preoții n-au mai putut să stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Scotociți-vă memoriile de câte ori, atunci când pe platforma aceasta a fost înălțat Dumnezeu, slava Domnului a umplut această biserică. Pentru că ăsta este scopul lor. Vreau să spun ceva despre slavă, că vorbim despre muzică și despre cântări. Frați și surori, să nu mă interpretați greșit. Spun lucrul ăsta cu durere, surprins că nu avem maturitatea să înțelegem acest aspect, și în același timp cu dorința să fiu auzit în toate bisericile Domnului și mai ales în bisericile Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din SUA și Canada. Adevărații străjeri ai cântării, care îi aduc slavă lui Dumnezeu, care nu își împarte slava cu nimeni, cântă pentru Domnul și numai pentru Domnul, în mod exclusiv, nu pentru Domnul și pentru lume. Cea mai înaltă platformă a închinării noastre, a talentelor noastre, este platforma Bisericii lui Iisus Hristos. Nici o platformă din lumea asta,
nici o sală de concerte, nici un concurs al lumii nu prezintă o platformă atractivă pentru copiii lui Dumnezeu. Punct! Pe platformele noastre sunt oameni care laudă pe Domnul și doar pe Domnul, care aduc slavă Domnului și numai Domnului. Pe platformele noastre nu încap oameni care cântă și cerului și pământului, și cântări de închinare Domnului și ne sunt dorma. E un principiu pe care nu-l putem justifica altfel când îl călcăm. Încălcarea lui nu poate fi explicată, nu poate fi scuzată de nimic și de nimeni. Cer tuturor cântăreților că atunci când frații romi au venit la credință, le-am dat acordeoanele jos de la piept și le-am spus: nu mai puteți să cântați la anunți și la petreceri dacă v-ați pocăit. Așa am făcut fraților sau nu? Și mulți dintre ei și-au pierdut sursa de hrană, că doar atâta știau să facă. Ce s-a schimbat de atunci și până acum în mișcarea penticostală? Cer tuturor cântăreților, oricât de talentați ar fi, oricât de valoroși ar fi și oricât de pregătiți ar fi, să cânte doar pe platformele bisericii și niciodată și sub nicio formă, cu nicio scuză, pe platformele lumii. Și eu zic amin și dacă vreți zice și dumneavoastră. Pentru că suntem chemați să-i aducem slavă lui Dumnezeu, nu să distrăm lumea. Și în al șaptelea rând, oamenii aceștia au întemeiat rânduieli, au lansat un model de succes. Atunci când am devenit păstor, am încercat să mă bag pe sub pielea unor oameni pe care i-am văzut că au continuitate, vechime și succes în lucrarea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de mentorul meu din România, fratele Cristian Vasile Rosche, care m-a pus prima dată să predic pe scaunul de la Amvon, că nu puteam să predic la Amvon, în iarna anului 1969. Or fi ceva ani de atunci. Vreo 52. 3. Da, că suntem în 2022. Eram un copil de 6 ani și mi-a zis: spune câteva lucruri. Avusese niște descoperiri din partea Domnului. Și atunci când am devenit păstor, i-am trimis o scrisoare lungă, i-am spus cam cu ce mă întâlnesc și am spus: dați-mi un sfat, frate Sile, că dumneavoastră întotdeauna dați sfaturi scurte și bune. Și mi-a scris o carte poștală. Bine, personal mi-a spus el multe, dar atunci când am fost ordinat în slujbă, mi-a trimis o carte poștală și mi-a scris așa: Cristian, dragul meu, ai grijă și fii foarte atent, că e mai bine să nu fii decât să nu mai fii. Am uitat la cartea poștală, mi s-a părut că înțeleg, am mai citit odată: e mai bine să nu fii decât să nu mai fii. Când te uiți la istoria unui om de succes, el a creat un model al succesului. Și știu, scumpi tineri, că vă scapără călcâiele și degetele să veniți și să dărâmați toate statuile din biserica asta, nu că și-ar fi făcut cineva statuie, dar sunt modele, sunt șabloane. Și să spuneți: ha, se poate și altfel.
Nu vă grăbiți să demolați modelele de succes, structurile și sistemele de succes, că dacă au mers 30 de ani, cu ajutorul Domnului vor mai merge încă 30 de ani. Ia ascultați ce spune aici. 2 Cronici 35:15. Cântăreții fiii lui Asaf stăteau la locul lor. Atenție, frați cântăreți, stați la locul vostru. Una din marile probleme ale cântăreților este că nu stau la locul lor. Nu stau la un loc. Voi da, aici tot, nu, fratele Vasile mi-a spus că voi stați la un loc. Dar una din problemele pe care le avem cu cântăreții e că nu prea stau la un loc. Li se pare că se pricep și la pastorație, și la administrație, și la temir ce. În societatea asta avem vedete, cântăreți, care fac tot felul de afirmații politice despre încălzirea globală. Ei sunt specialiști în de toate. De aia a scris una odată o carte și a spus: "Shut up and sing!" Taci și cântă! Ia ascultați. Stăteau la locul lor după rânduiala lui David, a lui Asaf, a lui Heman și a lui Edutun, văzătorul împăratului. Și ușierii erau la fiecare ușă. N-au avut nevoie să se abată de la slujba lor. Slujba implică o rânduială. Rânduiala se așează și se testează în timp. Și un om înțelept, la început de drum, se uită să vadă ce dă roade bune și ce nu. Mi-aduc aminte că au venit odată în grup la mine mai mulți, nu mai spun nici cine, nici ce vârstă aveau, și mi-au spus că ar trebui să facem reforme drastice și dramatice. Și am spus, măi, eu nu sunt neapărat împotriva reformelor, dar dacă vreți să ne amestecăm, dacă vreți să desfințăm asta, cealaltă și dincoace altceva, aștept să văd ce se întâmplă cu bisericile care fac lucrul ăsta. Cresc spiritual, sunt rugăciunile mai fierbinți, vin oamenii mai mult și mai des la biserică. Pentru că doar să introducem o reformă în biserică și să spunem de astăzi înainte îi îmbrăcăm în insubțire, nu în bijuterii. Și nu subțire, trebuie să fie decent, să acopere. Pentru că dacă, frate Vasile, din nefericire, dacă ne ridicăm odată și spunem de azi înainte fiecare cum vrea și ce vrea, nu mă tem că mă dă biserica jos, mă tem că mă ascultă. Dar odată scoasă mâța din sac, nu mai intră la loc, fraților. Fiți atenți la reformele pe care le faceți și la schimbările dramatice pe care le faceți. Pentru că sunt ușor de făcut și sunt foarte greu de desfăcut. De fapt, o rețetă de succes pe care o creează oamenii care slujesc este o rețetă care asigură supraviețuirea lucrării fără noi și după noi. Așa spunea fratele Fabian, că trebuie să fie și fără noi. Însă o să vă atrag atenția asupra multora care au ajuns după unii dintre noi și au falimentat pentru că ne-au luat doar slujbele, nu ne-au luat și modelele. Respectați modelele de succes, pentru că sunt rânduiele așezate de Dumnezeu, de David, de Asaf, de Heman și de Edutun,
la cântarea cărora s-a umplut casa lui Dumnezeu de slavă? Arătați-mi cu noile voastre modele și rețete de succes că umpleți casa lui Dumnezeu nu de gălăgie, nu de întuneric și de obscuritate, ci că o umpleți de slava lui Dumnezeu.